Bună! Eu așteptam pe domnica să preia cuvântul. Bună, bună! Bună, bună! Ce faceți? Noi ne-am reîntâlnit pentru a vă arăta cum purtăm o ținută în două feluri diferite. Și azi este vorba despre paltonul foarte lung din cașmir de la Max Mara, pe care efectiv îl adorăm, ne-am îndrăgostit de la amândouă. Da, nu, este pasiunea mea, paltoanele, da. Și fac cu-urile, știu, oricum. Știu, dar să știi că și mie îmi place foarte tare. Chiar dacă e foarte lung și eu nu port atât de lung, ăsta este mie tocmai special, asta îmi place, spectaculos. Practic în mers așa, nu știu, vine așa ca o... chiar ca o pelerină, dar nu știu, se creează un efect de mișcare extrem de spectaculos. Da, este și e plăcut, e subțire, dar în același timp ține cald. Dar, în fine, vreau să mai fac o paranteză, să spun că aceasta este o piesă în care merită să investească absolut oricine. Merge purtată în toate felurile, și seara la cocktailuri, și ziua cu tenis, și în toate... Și peste un an, 5, 7, exact. 10, adică exact. E nemuritoare. Și nu are ce să se strice, adică pur și simplu poți să-l ții o viață. Fără nicio glumă. Sperăm că v-am convins. Îl găsiți la Max Mara pe Calea Victoriei. Ia zi, domnica. A, stai că ți l-am dat ție. Nu, e ok, că eu pot să-l țin, nu mă deranjează. Măi, eu mă gândeam să fac un layering cu acest trench. Nu știu, n-am probat nicio înainte, ce să zic. M-am gândit doar. Mă gândeam să pun o cămașă foarte clasică în dungi cu guler roșu, un detaliu care îmi place foarte tare. Că este superb, ține locul, nu știu, nu are nevoie de bijuterii, de absolut nimic. Acest detaliu roșu face... Așa, hai că chiar eram curioasă ce pregăteai cu aceste paiete. Și mă gândeam să pun această vestă pe sub palton și să iasă aici, cumva, știi? Să se vadă să pe se vadă pe dedesubt, uite. A, să vedem dacă merge. Stai. Deci știam eu de ce-l țin. Uite, ce părere ai? Mie îmi place, arată super. Eu cred superb. Că merge, da. Și aș pune această ținută cu o pereche de blugi super simpli, super clasici. Așa. Și o pereche de sandale. Wow! Adică aș transforma într-o țintă de seară, ea nefiind chiar de seară, de party, de cocktail, așa, dar o țintă de seară, nu știu, la un dinner, într-o vizită. Ce zici? Mie îmi place foarte tare, recunosc că m-ai surprins un pic cu alegerea sandalelor, dar hai să vedem cum cred vine, că vor arăta foarte spectaculos. Îmi place și faptul că sunt mai multe culori în această ținută. Da, am băgat și verdele. Exact. Blumarin cu verde întotdeauna, mi se pare că... E o formulă de succes. Da, se potrivesc în orice context. Bine, hai că o să vedem. E rândul tău. Nu știu, eu de data aceasta am simțit să abordez o ținută mai feminină la acest palton. Mm-hmm. Așa că am optat pentru această rochie, foarte simplă după cum o vedeți din față, la spate este complet este gol. Este cu spatele complet gol. Păi da, nu se vede că tu pui paltonul deasupra. Dar nu contează, cine trebuie să vadă, o să vadă. Despre asta e ideea. Ești misterioasă, Cristina. Dar vreau să te întreb ceva, înainte să-mi arăți cu ce o accesorizezi. Îți place blumarin cu negru? Da, mie întotdeauna mi-a plăcut. Depinde de nuanțe, într-adevăr. Adică de texturi. Da, și de texturi. Nu-mi place orice combinație, dar mie tot timpul mi-a plăcut această variantă. Știu că sunt anumite persoane care spun că, ca și negru cu maro, de exemplu, dar eu n-am... Nu mi se pare că există o regulă, că mai există, de fapt, o regulă din acest punct de vedere. Așa este. Dar uite, eu aș pune ceva la gât aici. Nu știu dacă te-ai gândit. Aș pune un accesoriu. Uite, dacă vrei, împrumut eu un accesoriu. Ăsta nu se califică? Sau ce, da, pe care ceva tot de care la tine să deschidă. Ceva care să deschidă sau să facă cumva o legătură cu, să rupă un pic. Simt nevoia de... Da, dar... Sau poate te gândi la altceva. Eu m-am gândit la cureaua pe care o poartă și domnica acum, de fapt, că acum îmi dau seama, pe care o am și eu, și care este albă pe o parte, neagră pe cealaltă, se poate purta în ambele variante. Da, cred și că să-mi pun și... această curea albă în talie, care cred că are efectul de care spuneai tu mai devreme, să mai rupă un pic această cromatică. Da. Dar aici, clar, mai ales și cu această curea, 100%. Da. Mi se pare că ar merge foarte bine. Ar merge foarte bine, chiar dacă pe grafic. E foarte frumos, grafic. Îmi place. Chiar dacă... Mă rog, nu trebuie să mai asortez cureaua cu pantofii neapărat. A, în nu, cazul nu, acesta... Nu, din punctul ăsta de vedere nu era. Doar că mi se părea, ți-am zis, efectul grafic al albului în tot acest... Se leagă foarte bine. Exact. Uh-huh. Fără accesorii, fără nimic. Da. Bine. Da? Sunt de acord. Bun. S-a aprobat. Hai să te și văd. Hai. Final.